Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele partidului nostru, primar al municipiului Bălți, domnul Renato Osati. Dar, pentru că autoritățile de la Chișinău l-au anunțat în urmărire internațională, eliberând pe numele său mandat de arest, domnia sa nu se află cu noi în studio, de aia vom vorbi cu domnul Osati prin Skype. Domnule Osati, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați acceptat să ne acordați interviu în cadrul emisiunii Puterea Patra. Sper că ne auziți, suntem totuși în secolul 21. Da, bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Știți cum, deoarece toate problemele la mine au început după declarațiile care le-am făcut în studioul la dumneavoastră, că era, mi se pare, luna iulie, da? Când am spus că Plahotniuc mi-a propus 1.500.000 de dolari și mi-a spus sau ce propunerea lui plec din țară sau o să mai distrugă. Și astăzi avem și probe, cel puțin de la tentativele lui, puțin aberații ca să mai distrugă. O să demonstrez eu cine este Plahotniuc până la urmă, dar asta e situația. Cu voi am început, cu voi finisem. Știți cum? Povestea. Domnul Sat, așadar, autoritățile de la Chișinău au intentat dosar penal, învinuindu-vă că ați figura într-un dosar ce ține de tentativa de asasinare a omului, controversatului om de afaceri moldorus, German Gurbunțov. La conferința de presă pe care ați organizat-o dumneavoastră ieri la Moscova, ați spus că dumneavoastră dețineți cetățenia Federației Ruse. Eu înțeleg că dumneavoastră asta e unica miză pe care o aveți ca să scăpați de justiția pe care dumneavoastră o numiți a lui Plahotniuc. Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Da, am declarat că sunt cetățean a Federației Ruse și niciodată n-am ascuns acest lucru de când m-am întors în Republica Moldova în 2014 și am încercat să dau start la un proiect politic, dar nu vreau, nu doresc ca motivul neextrădării lui Usatăi să fie că este cetățean a Federației Rusiei și Federația Rusă, ca și practic toate statele de pe globul pământesc, nu-și extradează cetățenii. Am început o colaborare și aici cu organele de drept, cu organele competente, să demonstrez că este dosarul, sunt în căutare dat nu de autoritățile din Republica Moldova, dar de procurori și polițiști și judecători din Buzău, Garhului Plahotniuc. Și am probe să demonstrez acest lucru. Înțelegeți? Și după ce clarific acest lucru în Federația Rusă, fix așa s-o fac și în Leon, și ca tot globul pământesc să înțelege, Cusată este persecutat din cauza aberațiilor lui Plahotniuc și că lui Plahotniuc într-adevăr îi arde ceva și justiția prin intermediul justiției din Europa, acum mă refer la organele de drept din România și Marea Britanie, să se demonstreze că Plahotniuc stă la spatele tuturor crimelor în care a încercat el, prin instrumentele lui personale, să mi-l incrimineze mie. Și o să dovedesc, puteți fi siguri. Deci dumneavoastră nu intenționați să solicitați, eu știu, azil politic de la Federația Rusă sau din alte... Nu azil politic, eu trebuie să demonstrez. Adică, și vă spun că important că poți demonstra. Știți cum, dacă eu mergeam la organele de drept, spuneam, chiar am probleme cu unor care Plahotniuc, salvați mă. Nu, eu vin cu probe. Uitați-vă, există așa dosare. Iată, uitați-vă cum a fost, iată, uitați-vă ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Uitați-vă cu ce se ocupă Plahotniuc. Uitați-vă, faceți o comisie rogătorie oficială în România. Vă dați seama, cea mai mare aberație din partea organelor de drept din Republica Moldova. Am pornit dosar în penal, care deja este pornit această cauză penală. Și în România și în Marea Britanie vorbesc despre dosare deja renumitului killerului Proca, da? Care acum este într-o pușcărie din România. Vă dați seama, când eu pot să vă prezint un act, nu o să demonstrez de cine este semnat, că mi-au spus să nu fac. Acum, ca, știți cum, ca anchetatorii să-și facă meserie. Vorbesc de anchetatorii din România, da? La concret. Iată, spre exemplu, uitați-vă, am primit ultima dată când am fost în România, am fost pe data de 6 și 7 octombrie, adică când chiar și-am dat declarații oficiale ca martor, unde, iată, uitați-vă, e scris clar, citații, da? O să o public pe internet, fie, deci citații emise în ziua de 6 octombrie anul 2016. Renato Usatăi, fiul lui Gheorghe și a Larisa,
de 38 de ani, ocupație primar general municipiului Bălți, Republica Moldova, strada Chișinău, strada Mătievici 86, apartamentul 1, este chemat la sediu Inspectoratului General Poliția din România, direcția, data, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul penal și numărul dosarului PROCA. Și ați fost? Da, sigur, am fost în România pe data de 6 și 7 octombrie. Deci în această deplasare, când am fost în România, am prezentat poliției unele probe, da? Au fost, pot să vă spun, și niște marturi, unii din care au chiar și protecția martorului în România, da? Deci ei astăzi figurează în dosar ca, deci cu un pseudonim, da? Cu un alt nume, deoarece Plahotniuc, dacă îi află numele, eu cred că să moară așa cum au murit cei care erau implicați în, care căutau miliardul. Știți, nu, că am auzit eu istoric, cineva a murit din cauza gazelor care era în comisia asta. Că dacă românii vă suspectau de ceva, ei aveau voie să vă rețină pe loc? Da, sigur. Nu înțelegeți. Deci, ca să fie clar la toți telespectatorii, eu am început colaborarea și am statut de martor în România acum 2 sau 3 ani, când autoritățile din România m-au rugat să îi ajut cu ceva ce ține de PROCA, că PROCA atunci se afla într-o pușcărie din Federația Rusă, da? Aștepta să fie extradat în România. Deci, colaborăm de mai mulți ani. Vă asigur eu că probele și rugămințele care eu le-am îndeplinit, da? Că deoarece eu tot timpul, dacă pot să o fac, de ce să nu o fac, da? Am obținut niște materiale prin care autoritățile de drept din România au stabilit mai mulți membri acestei grupări criminale, după care acum sunt sigur că stă anume Vladimir Plahotniuc și nu altcineva. Cine din anturajul lui mai sunt implicați, deja se vor expune organele de drept, dar vă dați seama interesul meu, vă spun sincer, când am aflat, mai ales că merge vorba de Plahotniuc, domnule Goță, mă credeți că dosarul ăsta a devenit pentru mine nu interesant, dar extraordinar de interesant și important pentru toți cetățenii din Republica Moldova, deoarece despre Plahotniuc se vorbesc mai multe de ani de zile, implicat într-o schemă alta, atacul Raider, dar să fie ceva prezentat pentru ce el ar putea fi primit un mandat de arest internațional, nu s-a făcut. Și vă dați seama că eu am stat în papură, cum spune la moldoveni, da? Era o investigație secretă, colaboram fiecare pas cu organele de drept din România și asta e, da? Domnul Usat, deci Scotland Yard și bucureștenii și așa mai departe n-au putut demonstra că dumneavoastră sunteți implicat în tentativa de omor a ăstuia, a lui Gorbunțov, dar ai noștri au reușit să găsească probleme. Eu așa înțeleg, pentru asta sunteți. Stați puțin, ai noștri, cum spuneți dumneavoastră, tot nu au demonstrat. Ei au pornit cauza penală în baza declarațiilor în interviul lui Balaci prin Skype. Deci în baza declarațiilor pe internet al lui Gorbunțov ei m-au acuzat. Vă dați seama? Eu mă gândeam că găsau vreo 2-3 bandiți din Moldova care să stăie alături de Jezdan, Viorel Murari sau alți procurori de lui Plahotniuc să stea lângă el și poate mă gândim, au scris niște declarații, au mers pe la cineva pe pușcăriste, când Usatei a dat comandă să fie lichidat Gorbunțov, noi stăteam alături și am auzit cum Usatei pe telefon a spus foyer, spre exemplu. Dar ei nici asta n-au făcut. Adică oameni nebuni. Și ca să înțelegeți, organele de drept din România cel puțin spun un lucru foarte important. Domnul Usatei, noi cât am colaborat cu colegii din Republica Moldova în baza acestui dosar, cei ce au desenat, cei ce au făcut moldovenii, începând cu data de 16 octombrie, vă dați seama, moldovenii s-au activat, adică nu s-au activat, i-a activat Plahotniuc. Doar în momentul când Plahotniuc a aflat că ceva arde și mâini poi mâini o să fie acuzat. Că vă dați seama, dacă iese engleză și cer arestul lui Plahotniuc, apoi asta e pentru dânsul, nu că se termină cariera politică, dar asta explodează în general toate schemele lui care le are el azi în Republica Moldova, începând cu privatizarea deputaților în Parlament, contra justiției de Buznar, stat capturat și așa mai departe. Și nici Victoria Nuland nu o să poată suna la
Englește spun, hai vă rog, noi mai avem nevoie de plahotniu, el luptă cu presupusele tancurile rusești, vă rugăm să nu-i dați mandat de rescă. E chestie probe? Da. Dar după ce autoritățile noastre au intentat acest dosar penal, v-au anunțat în urmărire, așa. Dumneavoastră ați vorbit cu autoritățile de la București? Vorbesc în fiecare zi câte 50 și ori. De ce nu le spuneți lor să apeleze autoritățile moldovenești și să spună, oameni buni, voi ce faceți? Voi ne încurcați anchetă. Înțelegeți? Sunt mai multe suspiciuni deja în autorități. Există mai multe, nu că probe, mai multe, s-au demonstrat mai multe lucruri incorrecte din partea autorităților de la Chișinău. Ca spre exemplu, da? Iată, eu acum vreau să vă pornesc cu o înregistrare ca să înțelegeți în general ce telespectatorii, cum s-a pornit această investigație. Ca să vă fie clar, eram într-o deplasare când m-a contactat un oricare Sergei, merge vorba de Sergei Ciobanu, unul care este astăzi reținut de procurorii lui Plahotniuc și despre care televiziunile lui Plahotniuc spun că unul din intermediarii lui Usatăi. Nu a fost așa, nu am ieșit eu la nimeni, nu l-am căutat pe nimeni, m-au căutat ei pe mine. Eu, când am auzit că merge, despre ce merge vorba, că Proca în România este gata să înceapă a vorbi, dar are unele condiții, da? Ce ține de securitatea lui și familia lui, eu am oprit telefonul, am automat contactat unul din conducătorii poliției din România și vă spun, uitați-vă, m-a sunat unul Sergei Ciobanu, pe care îl cunosc, am luat de la el în arendă patinoarul care a stat de sărbătorile de Revelion în Bălți. Și, adică îl cunosc de mai mulți ani. Președintele la clubul de hochei Platina în Republica Moldova. Ce să fac? Polițiștii îmi spun, domnul Sate, ca să nu fie o excrocherie, adică dumneavoastră trebuie să-l convingeți pe acest intermediar care v-a contactat să vă facă contact direct cu Proca, dacă într-adevăr îl reprezintă, că noi înregistrați toate discuțiile, ne le transmiteți nouă, că noi o să vă putem să stabilim, să spunem, da, într-adevăr, e vocea lui Proca din pușcărie. Că noi, după cum cunoaștem, Proca nu are telefon în pușcărie românească. Ok. Ca să fie mai clar și să demonstrăm, să explic cetățenilor că a fost anume așa, am pregătit unele secvențe, că sunt ore de înregistrări despre care am vorbit mai mult. Acum și ajungem și la cele cu Plahotniuc. Dar nu dați post ore întregi, da? Eu sper că... Nu le dau pe post întregi. Vă rog, tot din partea mea să nu apară integrale, dar eu integrale nici nu pot să le fac publice, deoarece am o recomandare din partea autorităților din România, că vă dați seama, dacă eu le pun integral, Plahotniuc o să cunoască mai multe probe care sunt în dosar și o să încearcă pe unele să le distrugă, poate să facă ca să mai dispară cineva din sunt astăzi martori în acest dosar, da? Și de asta nu pot să-l permit. Vreau să încep cu discuția din cauza la care s-a pornit toate investigațiile în România și încă o dată să menționez faptul că online, deci fiecare nouă înregistrare, fiecare nouă probă care apărea, erau transmisă organelor de drept în România și după ei îmi recomandau care să fie pasul meu următor. Asta. Deci acum următoarea discuție este între? Între, cum s-a început toată povestea? Între Sergei Ciobanu ăsta care a sunat din numele lui Proca, prima dată m-a contactat. Așa. Nu poate. Alo? Nu poate să-l extradeze în Moldova, zic, asta e. Bun, spune condițiile lui. Da. Nu știu, el o zis că teme pe urmă să-l extradeze, că așa i-a spus lui. Că n-au venit acolo, dar atunci ce, nu să spune mine ce e. Am în jostă-i forme. Eu zis că tot Rusia e o chestie, asupra ta, nu te scoate, nu te ieși, asupra mai stă de România, să ducem în Moldova. Ага, кел иду в Молдова, приеду куда. Бон, да, ел конкретно спуск, а ну мне фоста из та Евген Русуш Гнатюк, да? Ел персонал тут же говоря ста цифры. Ел мне спуск персонал, ел персонал и гата с поин камеры, шини ел спуск, шини ел
околу Закашико, они се тренирали, чини од Спаса Порту, они се тренирали околу Кетиота, они на сад орудия преступления. Решило Ренат, мини патриамуре, ја штио шини импликат, ја штио тетес. Ја штио тот. Па ја спус ка, јака так не сигур есте три моменти. Абстей, каре три моменти? Приму момент ку фамилия, ја ман салез. Приму момент ку фамилия, а тој ляк, сналик следија за цар. Аша. Шатриля, Атриля, Атриля, ка инглежи, да. Кудоса Русела, сел за писта, кари импликат на ной, да с нами ти до сару шала. Кункум ка инглежи снул за скипидосо. Да в чину. Да ты так и спори чину фон за качку. Ша ти ка требу гарбунцова шала с шеи. Со скрии. Квески ты спи. Балу карьеру. Гарбунцова. Квеску тебе. Да я дам дискутаж. Кутенси. Сейчас помню, как я вас понял информацию, нал импликат. Я нам делал ни при чем. Заиста дека те информација, тета па јас тета спрафати шини, шини офос, годи офос, кинд офос, во со тели па фамилија, но ми ешти тост. Тоа ти ошти одет фамилија, да ја унасли смо. Тот, кин, ком, оди, пенту шини, ни кауза, тет, шини одус, шини одус, да ги офос им три еколо. Ну, Андрей, да пыштил к шьем в орбитку у Фоста иста щинул у писателя кола иста халупа. Ел, халупа? Да, ел распундеть наружка. Дика мы шти у шьем муки еще, с нук рядом к шти, но мы ел это. Халупа у Фоста, к шьем в орбитку полетишь ты. Ел шти у шти ту, ел шти у шти ту. На не соспос шти у просто. Ну, а бунда, а дика ел шти у дея, ешь тебя кари у Фоску дэнсу, кари с укупать ден наружка. Аста ел куменцы, он дискутат. Аста его штил в дела румы, а не кащине распундеть, где наружка, где аста ее. Штил, а ела ката с регуланской тор, с испой, тор. А камеши чисто сердечное признание. Ну, он ел пати, он сегодня, если пойдет на чистосердечно, Сереж, ел пати целый день дома писатель, он солезь. Да писатель дурной основной, то по писателю моей семье, он солезь. Да я не умею с него обучала. А, да ел шти еще не уфоску писатель. Конечно! Ел шти еще не обучала. Ел шти, скринитовывает и связывающее звено. Корректно. Комбинация лестницы, дед ли штил? Ну, я как раз сказал, что трастет воздух, чего ты руку ликунос на стену. Че она часто дискуссии телефоне, какая могу тоже, какая сотрансмисс
politici din România. Deci se discută despre un oricare писatel, că da, colaborând în acest dosar, deci este un autoritate criminală, așa numit писatel, un oricare Ondruță, care există probe astăzi că este omul lui Plahotniuc, necătând că se află în pușcărie la Chișinău, și doi, el a fost cel care a răspuns de momentele tehnice la omorul și din București, din Marea Britanie, adică ca să ajungă armele la fața locului, transport și așa mai departe. Deci nu dau mai mult detalii, că deja am spus ceea ce pot spune acum, că noi eram siguri despre mine și organele de drept urmări penal din România, că băi, dacă o să spui încă un o să dai nume la vreun intermediar, și așa îi cunoșteam pe toți. Și pe cei din Chișinău care l-au urmărit pe Gorbunțov, care au urmărit persoana din România, care au fost tot tentativă, au avut loc tentativă de omor. Și au spune, nu, el demonstrează că e Plahotniuc, acum și o să vă porneți o discuție cu Proca, că le-am pe toate, din ceea ce pot să fac public. Unde Proca spune clar, da, că nu permiteți să ajung la Chișinău. Vă dați seama, de ce Proca are frică să se întoarcă în Republica Moldova, că ar fi mai aproape de familie, că am înțeles că are vreo 3-4 copii, rude, oricum e mai simplu pentru el decât stai în pușcărie într-o țară străină, așa spunem, da? Unii îți mai vin rudele, prietenii în vizită, că e oricum mai bine pentru el stai într-o pușcărie de Moldova. Dar el spune clar că o să fie lichidat. Nu, persoanele care au fost numite într-adevăr s-a adeverit, s-au pronunțat două nume, Gnatiuc și Eugen Rusu, da? Gnatiuc, acum nu știu ce funcție are, era șeful direcției omor în poliția din Republica Moldova. Și Eugen Rusu este consulul Republicii Moldova în România, care a fost cu Gnatiuc la Proca în 2016, și asta totul s-a verificat, anume așa au fost. Și au fost și au spus că ieți Proca o crimă inventată asupra ta în Republica Moldova ca să avem motiv să te extradăm în Moldova și acolo o să fie eliberat. Și Proca a înțeles că se face tot posibil ca el să fie în Chișinău, deoarece el, probele și informația care o deține, vă dați seama, nu cum o zis Filat, că explodează politica moldovească, dar aici explodează tot ce ține din numele interlopului Plahotniuc, înțelegeți? Și el a numit trei condiții, ca să-mi finisez gândul. Prima, asta ceea ce s-au făcut speculații în presa de la Chișinău, cu sate, i-o transmis bani lui Proca. N-am transmis eu niciun bani lui Proca. Într-adevăr, s-au dat niște bani și am spus-o asta în Facebook, da? Ce s-a coordonat, care s-au coordonat cu poliția din România, aceste mărturii sunt în dosar, adică că trei condiții. Prima, ca familia lui Proca cu copii să treacă cu traiul în România. A doua, ca românii la un nivel îi garantez în scris că nu o să fie extradat în Republica Moldova. Și trei, ca Proca, au zis că ok, el stă în pușcărie pentru crimele care au avut loc, recunoaște, dar să stă în pușcărie și pentru omorul din București. Adică legislația UE permite că dacă sunt câteva crime care au avut loc în state diferite, dar persoana judecată să stea într-un singur loc. Știți cum? Să nu mute pentru un omor, stă într-o țară, pentru altă. Domnul Sătă, dumneavoastră aveți discuții telefonice, înregistrarea unei discuții telefonice cu Proca? Da, sigur. Asta și a fost o mare suspiciune a polițiștilor, care au spus că, domnul Sătă, noi credem că acest șoban, pe urmă mai apărut și Valeriu Malarciu, care acum tot e reținut la Chișinău și Plahotniuc în vârt, ca ei să dă declarații contra mea. Mie nu mă interesează, știți cum, dacă o să-i bată la Chișinău ori Plahotniuc, ca să le dă câte $1 million, poate spui multe. Dar pentru mine este important că tot cum a fost într-adevăr, adică întâlnirile, discuțiile telefonice, tot a fost înregistrat și sunt un dosar penal în România. Până la Chișinău, înțelegeți, da? Vă dați seama, când eu înregistrez, o secundă, discuția mea telefonică cu Proca și le transmit polițiștilor din România, ei mă sună și spun, domnul Sătă, vă dați seama că noi în poliție în România și nici prin cap nu ne-a trecut cu una din cele mai păzite pușcării din România, ar putea cineva să aibă un mobil personal, că la noi în Chișinău, în pușcărie, au în fiecare celulă câte 3 telefoane, știți cum e normal. Dar
Dar în România nu se permite așa ceva și e foarte strict. Mi-au spus că proca este non-stop, mai ales că nu-i vii lui Plahotniuc vreo idee cumva proca să moară, până acuși vin englezii din Marea Britanie. Deci stau 4 sau 6 mascați care 24 de ore non-stop stau în fața celulei lui Proca ca să nu aibă nimeni la el acces, să nu se întâmple ceva cu el ca cu familia lui la Chișinău, da? Deci, polițiștii, o secundă, când au primit aceste interceptări, m-au contactat, spun, da, domnul Sate, noi vă confirmăm că este vocea lui Proca, dați-i bătaie mai departe, au luat acest număr, vă dați seama, l-au pus la interceptare, deja s-au pornit unele proceduri care acum nu trebuie să discutate. Da? Dar totul, vă explic, totul a fost fixat și este în dosar. Și vă dați seama fața românilor, când ei văd că Plahotniuc, au întrebat și organele din drept România, moldoveni, acum câțiva ani, oameni buni, dar dacă judecătorul care l-a eliberat pe Proca ilegal acum 6 ani în pușcărie din rezină, de ce nu luați măsuri? Dar s-au luat. Domnul Sate, haideți această înregistrare, un fragment măcar, să o dați și nouă pe post, dar imediat după publicitate, care noi suntem obligați să o luăm și vă asigur că între timp o să o mai aduna și mai mulți telespectatori și atât online cât și TV. De acord? Ok. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Ustate, vorbeam înainte de publicitate despre faptul că aveți un fragment sau chiar toată înregistrarea, dar nu, arătați un fragment dintr-o discuție cu killerul Proca. Da, corect. Da, imediat. Mă uit și eu cam ce să dau, ce respectez ancheta. Da? Că v-am spus că eu am chiar și am cerut permisiunea ca să pot publica unele lucruri și am spus că nu o să public tot integral, că mă rog, cum am spus, nu împiedicăm ancheta, că o ajut. Eu ascult și după și eu văd, pentru mine e important, eu am vorbit cu lumea asta, eu am vorbit să iei legătură deja și cu engleză, ca tu să înțelegi, da? Pe chem, adică ca să facă ei cu tine o hârtie oficială, dacă e posibil studiază întrebarea, că s-a chibiat pe situație și e взамен на это. Și eu cum spun, adică eu maximum și pot, eu fac. Și așa eu dacă zic da, blăd, la mine nu există. Azi da, măi, nu, și-a pierdat. Și mie nu-a spus un lucru. Te depinde de probleme să fie dispus, poate spui, ia că cum ai șit Garbunțov 2 ani în urmă la televizor, blăd, я хочу сделать заявление, усатый, ка меня за канал, хуй, cu 3 zile înainte de alegeri, пидор, înțelegi? Да, da, și adică oamenii ne-au spus un lucru, te depinde cât de probat o să fie și aici a să apară, înțelegi? De care trebuie, dacă vorbesc eu, e probabil de lip. Nu, nebunia, el iasă și spune cu b***a, și ne-l ascultați, b***a, înțelegi? El a iasă și așa spui, tu doar înțelegi. Am dat că acum am dat cu publici, dar tu diferiți. Înțelegi? Nu, ok, adică tu cât vine prietenul tău mâine și așa mai departe. Adică că și tu gândești cum ne-i trebuie propi, p***ți, înțelegi? Adică că noi... Da, de ce vorbim cu am vorbit ieri? Eu n-am văzut cu prima dată. Nu, mală. Nu, pur și simplu, e important pentru tine, dar important și pentru mine, știi? Știu și tu. S-a mai spus odată, nu vreau să mai repet ieri, dacă nu era să te deranjez, nici nu te deranjam. Nu unde e implicat lumii, nu deranjam lumii. Am înțeles. Este bine. Ce să mă? Ok, bun, atunci, Haider, eu mă șol sun pe Serioja. Așa. Și tu spune la om pe mâine să iei bilet, dar tot uitați-vă cum vorbiți, b***i, Serioja. Această discuție cu Proca e una din discuțiile, da? Se vede clar că doar în ce mă acuză procurorii și polițiștii lui Plahotniuc, cu Sate, au ieșit la Proca ca să-și spele numele, să dea declarații false. Chiar și după discuția asta cu Proca, se vede unii, eu îi spun foarte clar. Pe mine și organele de drept nu ne interesează povești. Poți spui multele, cum ia că am pomenit cazul, cum Gorbunțov m-a acuzat prima dată în 2014. Tot
cu câteva zile înainte de alegeri. Zic, sunt nevoie de probe. Dacă tu poți să demonstrezi, el spune clar că dacă eu nu aveam, eu nu aveam să te deranjez. Da, Proca? Că Proca, mai este o discuție interesantă, unde el povestește despre interviul lui care a avut loc în luna august pentru o televiziune din... Unde el spune clar că au fost câteva persoane influente de la Chișinău, deja știm cine sunt, este consulul Eugen Rusu din ambasada Moldovei în România și un polițist de la Chișinău, Gnatiuc, da? Și zice că mi-au propus să-l torn pe usatei și mă extradează în Moldova. Și Proca, el, deci avem probe cu Sov prin avocat, a încercat când Proca era încă în pușcărie în Federația Rusă, să-i dea $1,000,000, tot să dea numele lui Usatăi, cu Usatăi o comandat totul. Adică, vă dați seama, unii trebuie să fie pornit o cauză penală în Federația Rusă, să tragem la răspundere acest avocat. Dar cel mai important, domnul Gonțaș, toți telespectatorii să înțeleagă, polițiștii din România spun, zici, băi, versiunea moldovenilor, cu Usatăi a trimis intermediari. Și aici, chiar în aceste discuții, se demonstrează că nu ceream eu povești, spunem, probele, cum a fost, unde a fost, cine a dat armele, unde s-au făcut pașapoartele, că la Plahotniuc am înțeles că e o direcție întreagă ce ține de crimele astea, deci sunt persoane care se ocupă numai cu pașapoarte pentru acești killeri, inclusiv pașapoarte false pe teritoriul UE, da? Alții care... O secundă, domnul Gonța. Și polițiștii spun că dacă Usatăi vroia să ajungă la Proca ca să... Nu știu, ca cum spun plahotniuții la Chișinău, ca Proca să nu vorbească ceva de mine. Polițiști spun, Proca a stat aproape un an la ruși, la pușcărie și Usatăi putea să ajungă de 10 ori. Adică dacă era ideea să ajung la el. Nu era neapărat să așteptăm să-l fie extradat în România, unde, apropo, mi-a mulțumit poliția din România că am participat personal în extradarea lui Proca din Federația Rusă în România. Adică știți cum cam... Primul, adică în România se știe cum a fost într-adevăr. Pe ei nu interesează poveștile moldovene. Plus, foarte straniu, suspicios le-au părut autorităților din România, că chiar dacă în Republica Moldova au apărut unele înregistrări, dar de unde a aflat Plahotniuc, ca să fie clar la toată lumea, de ce s-a aprins ceva și a încercat să demonstreze cu tot alții, să se spele el pe dânsul. Proca când l-a contactat, după unele din discuții cu mine pe acest Malarciuc la Chișinău, și eu spus, mergi mâine la Usatăi la Moscova, sau azi, nu țin minte. Îi dai lui Usatăi toate detaliile. Usatăi o să răspundă de achitarea unor bunuri, vă spun cum este, pentru familia și copiii lor în România. El spune că dacă rămâne familia și copiii la Chișinău, o să fie distruși dacă eu dau toate numele Republica Moldova care au participat. Această discuție a fost înregistrată de autoritățile din Moldova când s-a apucat să-l caute pe Malarciuc, dar el era la Moscova. Înțelegeți? Moldovenii ăsta, când vă dați seama, la Plahotniuc au ajuns toate înregistrările, cum ajung ele toate din toată țara, că Proca vrea să spui adevărul, să-l dă și pe Plahotniuc și pe oamenii lui. Vă dați seama, în echipul Plahotniuc putea să aibă un insult acolo și să moară. Înțelegeți? Și de atâta Plahotniuc Curița Arena. Asta e. Domnul Satăiu, am o întrebare, poate ia sunt naiv, dacă nu chiar prost. Da. Dacă aveți atâtea probe, de ce nu veniți la Chișinău și să vă demonstrați nevinovăția în fața justiției? Domnul Gonța, știți cum, asta întrebare am pus-o și eu în România, ca să înțelegeți, da? Adică, nu, organele de drept din România mi-au pus-o mie. Domnul Satăiu, dar dacă la Moldovei chiar o, să presupunem că ar fi chiar apărut niște materiale care ar demonstra într-adevăr, dumneavoastră sunteți implicat, apoi trebuie să nu pornească cauză penală în Moldova, că n-au niciun drept, dar trebuie să le transmită nouă și Marea Britanie. Și dacă erau probe reale, noi vă arestam pe dumneavoastră singuri. Înțelegeți? Dar eu astăzi mă duc cu probe reale, ce țin mai ales de Plahotniuc. Înțelegeți? Eu n-am putut găsi procuror, unde am mai ieșit la unul din protestele cu probele, cum Plahotniuc ușor, adică șor personal și structurile lui Plahotniuc, cum ar fi Procuratura Anticorupției, CNA, în 2015, împreună cu Palata de înregistrare, da, de la Chișinău, Rec Palata, deci modificau numele de fondatori în companiile care au participat în furtul miliardului. Și eu a ieșit doar cu pașapoarte ucrainești pe scenă, deci cu probe, nu cu vorbe, dar cu probe. Iată, uitați-vă, iată cetățenii care
șeful de pază ușor aduce oameni din Donetsk și Lugansk, din care tot lumea știe că e implicat într-un conflict. Și atât uitați-vă cum se schimb beneficiarii și fondatorii la companiile care au participat în furtul miliardului, că pe urmă să iasă Viorel Morar cu o față deșteaptă, cum îl mai vedeți din când în când la televizor, și spune: stimați cetățeni, noi ne-am adresat oamenilor de drept din Ucraina, am făcut o comisie rogătoare să interogheze acești cetățeni care sunt fondatori la companiile, dar cu părere de rău ucrainenii ne-au răspuns că este o zonă de război în Donetsk și Lugansk și nu pot interoga persoane. Adică, dacă ar fi avut măcar un procuror la Chișinău, la care n-ar fi avut frică, da, să vin la el, zic: domn procuror, uitați-vă, toate probele care sunt. Plus, există altceva. Din momentul când este un dosar în România, dar eu astăzi nu pot să spun, n-am nicio dovadă, că nimic spun că n-am încredere în justiția din România, că într-adevăr tot s-a ținut în secret. Și dacă n-ar fi aflat Plohotniuc prin interceptări că killerul vrea să dea toate detaliile, că Plohotniuc este organizatorul acestei grupări criminale, sindicatul killerilor, da? Apoi eu tot avem stac, eu doar o făceam pe deșteptul și la dumneavoastră în emisiune și la Natalia Morar, când spunem: o să apară de grabă un dosar, bombă, unde toată lumea la Chișinău o să fie șocată. Și voi toți mă întrebați, dar spuneți despre ce e vorba. Am spus că nu pot spune, că merge vorba de un dosar care se află în alt stat, dar mai multe detalii nu v-am dat. Că vă dați seama, secretul anchetei, sunt martori eu, plus sunt martori care astăzi cineva și riscă cu viața. Da? Doar v-am spus că în acest dosar este un cetățean a Republicii Moldova care are protecția martorilor în România. Vă dați seama, adică e foarte strict din momentul ăsta, că martorul ăsta mâini pe mâini poate dispară dacă Plohotniuc află, înțelegeți? Sau oamenii lui. Deci dumneavoastră veți veni în Republica Moldova, următoarea dată noi ne vedem și toți ceilalți din țară, doar după ce Vladimir Plohotniuc nu va mai fi în fruntea țării, așa se înțelege. Nu, uitați-vă, nu că în fruntea țării, dar eu acum, adică Plohotniuc să primească mandat de arest, adică să fie demonstrat în acest dator cine într-adevăr l-a comandat pe Gorbunțov, cine a organizat sindicatul killerilor care a avut loc omor în România, nu doar în Marea Britanie. Și după asta vă dați seama, eu vin la Chișinău, zic: bună ziua, alo, Harunjin, și toți plohotniuci care sunt, întâmpinați-mă că vin cu rota cu tare, că ei sunt proști în față, și așa arată proști în fața la engleși și la români astăzi, da? Că au desenat un dosar. Plus, dacă așa e de deștept procurorul ăsta, cum îi zice, Busuioc, da? Că noi am stabilit cu sate, am încercat să marturile. Lasă vie în Moscova. Astăzi ei fac comisia rugătoare, da? Dacă într-adevăr sunt gata să investigheze cum a fost, ca eu să nu mor cumva prin pușcărie. Știți cum că Plohotniuc înțelege că eu astăzi particip în toate investigațiile astea. Pregătesc toate actele procurării de la Chișinău. Urcă în avion. Iată cum au fost. Au reușit la Gorbunțov să ajungă în câteva zile. Cu capcaliuc. Să fac poză la ambasadă. Deci sunt acuzat de o persoană care este în căutare și în Federația Rusă, Gorbunțov, și în Republica Moldova vrecinii dosare. Omor, spălări de bani, toți. Are și mandat de arest. Și astăzi, dacă ei vin la mine, eu pot să le dau câte ceva procurorilor. Zic, ca să ne arătesc chiar proști cu tot, vă rog, lăsați prostiile care ați pornit. Da, înțeleg, nu puteți să-l înviniți pe Plohotniuc, n-ați va permite, că Plohotniuc și mie personal în discuție îmi spune de mai multe ori. Eu zic, băi, într-o zi astea aristeză nebunile. Și Plohotniuc îmi spunea, zic, Republica Moldova, eu o să fiu arestat atunci când o să mă arestez eu pe mine singur. Știți cum adică? Domnul Sate, dumneavoastră înțelegeți că legea permite doar un proces se desfășoare în lipsa acuzatului. Și acest proces se va desfășura, pentru că noi am văzut deja cazuri cum cei care nu sunt, zic unii, da? Alt de caz, nu știu, Filat, Șor, Platon. Acest proces va dura, adică va începe. Și eu nu exclud că el va, până în martie, deja posibil să fie și sentința, domnul Sate, dumneavoastră. Domnul Gonța, eu vă spun încă o dată, în Republica Moldova, într-adevăr, e posibil și e posibil tot. Plohotniuc e de sară cu două, trei nerese de-a lui, le pune frumușel la Nobel, pe noptieră lângă pat, să scrie, tac, fetelor, răpijor scris, că când Usatăi, când Proca o tras în Gorbunțov, Usatăi prin telefon i-a spus foier, ca exemplu. Adică, într-adevăr, poate inventa mai multe aberații ca să fiu judecat. Dar, domnul Gonță, pentru mine e important. Vă dați seama, Usatăi acuzat de justiția lui Plohotniuc,
și plăcutniu comandat de arest din partea Marii Britanii. Ulea, pe același dosar, înțelegeți? Nu pe dosare diferite, dar pe același dosar. Plus vreau să-i spun domnului Gorbunțov că inclusiv m-a acuzat că USAT a organizat atacul Raider. Știți cum? Adică acum 5 ani de zile ei n-au știut că e atacul. Dar acum într-o săptămână împreună că l-am comandat și atac Raider. Plăcutniuc nu fac pe deșteptul, că atacurile Raider, universal ăsta, țineți minte, da, toamna atacurilor, cum spunea, adică Asito, Victoria Asigurări, Universal Bank, da, când erau în aceeași listă. Unii am spus și lui Plăcutniuc și lui Filat, băi, eu vreau să cumpăr acțiunile de la Universal Bank, nu vă băgați în istorie. Și compania care într-adevăr în mod legal ori ilegal să se expui justiția la Chișinău, a obținut acțiunile lui Gorbunțov de la Universal Bank 78%, este offshore-ul Comer Food al lui Plăcutniuc. Înțelegeți? Adică eu acum spun în fața șaselului Viorel Morar, procuror, că toți brokerii, toți juriștii, Iaralov, Par și așa mai departe, au fost toți oamenii lui Plăcutniuc care au lucrat și cu Universal Bank, și cu Asito, și cu Victoria Bank. Dar când Map Limited a încercat să cumpere acțiunile, nu cum spune Gorbunțov că le-au cumpărat și banca a murit. Deci compania care am prezentat-o eu nu a avut în posesie acțiunile nici macro o secundă, ca să vă fie clar. Banca a fost lichidată din cauza Gorbunțov până a fugit din Republica Moldova, a furat toți banii din ei. Eu am avut grijă să întorc. Și offshore-ul Map Limited tot nu este al meu, dar asta e o investigație separat, să nu le dau toate. Așa că Plăcutniuc, înțelegeți acum, el a organizat atacurile Raider. Astăzi ei spun deja cu USAT-ul, adică pe 6 ani USAT-ul. Știți cum? În 2014 Gorbunțov m-a acuzat că l-am omorât cu o săptămână înainte de alegeri. Atunci nu era prieten cu Plăcutniuc. Am s-a făcut prieten, că Gorbunțov de-am spune că Moldova justiția e bună, procurorii sunt bravo. E clar. Balaxi șede cu un glas, parcă i-a băgat ceva undeva, semi-femeie, semi-bărbat, și spune, oi, domnule Gorbunțov, da, e drept că mafia rusă cu USAT-ul, nu știu, e clar. Acum, dacă să ajungem la prezidențiale peste 4 ani, că nu o să pot candida, o să am vârsta de 40 de ani, dacă Plăcutniuc n-a să o fac 50. Ab deja Gorbunțov iasă și a spus, băi, vreau să vă spun adevărul. La mine lângă scară am văzut ochii USAT-ul o tras în mine, nu Proca. L-am cunoscut după ochii, înțelegeți? Domnul USAT-ul, dumneavoastră știți și trebuie să recunoașteți, chiar dacă îl detestați pe Vladimir Plăcutniuc, dar el a demonstrat de când se află la guvernare și chiar înainte de asta, când toată lumea, nimeni nu știa despre el, că omul e foarte deștept și strateg. Da. Și o comis mai multe greșeli. Spuneți că o să-l aresteze, că o să-l rețină. Noi despre asta și de la Vladimir Filat auzeam. Și iată, recent, acum și Platon încearcă să ne spună. Șor știe să tacă bine și el tace. Când credeți dumneavoastră că s-ar putea încheia epoca de guvernare a domnului Vladimir Plăcutniuc, astfel cum vreți sau spuneți dumneavoastră că ea se va încheia prin arestarea asta? Eu cred că de 8 mai trebuie să tăiem pușcărie. Sau în Republica Moldova, sau în... Sau în UE. Încă o dată, târziu, când ați spus? Încă o dată? Când cel târziu, de 8 martie 2017. Taman de ziua internațională a femeilor, îi facem cadou, știți cum? Domnul Sate, dar până atunci, nu vă supărați, poate demisionați din funcția de primar al Bălțului? Nu. Deci, conform... Dar el dacă vă condamnă, dacă justiția vă condamnă, deci dumneavoastră va trebui să organizează anticipate la Bălț, nu? Nu, când o să mă condamne, atunci să discutăm. Până la condamnare eu fac tot posibil să fie condamnat Plăcutniuc. Și vă spun încă o dată, eu am organizat, am participat unele singuri, alții cu colegii din platforma, da, socialiști, am fost mai multe proteste. Domnule Gonța, din punct de vedere legal, n-am făcut prostii, nici când mi-o scos din alegeri în 2014. Nu am fost, poate am fost agresiv, dar am spus dreptatea, da? Nu, dacă, domnule Gonța, n-as fiu eu niciodată. Și am spus la dumneavoastră în studio, că dacă ăștia lingăi ăștia lui Plăcutniuc, majoritatea care reprezintă astăzi un partid sau altul, sunt al lui de buzunar, eu n-as fiu. Și am spus și în Piața Mare a Adunării Naționale și la dumneavoastră în studio, bag la pușcării. Eu astăzi sarcina mea ca Republica Moldova să scape de Plăcutniuc. Dacă jertfă pentru asta o să fie nevoit,
Усатий з, ну що, з мор, сину він ніщодати Молдова, син так сингата сакче творче, доар ка плаходньок се респондам фаца лезіша, алуе режим кримінал, Софія, Софія ліквідат. Аста ситуація. Да, думаю, вас синтез де кур. Он покатоз, înțelegi, зела мо фаш пероу, да. О по ситуації уни, а в базот ше маймо скелнер, кан ну я рамам політика, домну Гонцак. Плаходньок кан спорта урит йо кан трама Нобел на ультиму етаж, ресторан ше ел сидеш с ка унгели кел 20 de ore pe din 24 20 храня к унгели, înțelegi? Ш кан трам ла ел, ш кан луам ла 3 параля, Костя Ботнер, ну, то где сквата, ни шпаза, ни шкелнер, ади как снарыть плохотнюк прост, кел дорша пятим полуворонин с куте Марии Астя. Înțelegi, минимум дуарен лукру. Ачест ом, каши мул салс по леченде Республика Молдова, каши филат, каши урекян, каши челаш марян лупу. Штискум, ей мау фолосит, ади ка у нева синчеритатя мир, штискум, ди Молдован, контра... локуяма Федерация Руса, и поц фак публик, ми мирушини, штискум, ади ка сведескум плохотнюк шеден рынд ладзо меди наштери, vine la Moscova și de rând, vedeți, povește o povestește că Osată este patriota Moldovei, Renat tăcoi și mulțumesc părinților mei și surorii, că iată că eu atât de mult ajut Republica Moldova. Eu i-am crezut, știți cum, că ei toți veneau la mine, spuneau că Renat, ia că Voronin și-au făcut porcării, dar noi împreună cu Serafim, cu Filea, a curățăm Moldova, suntem oameni din business, nu o să facem nimic rău. Că eu doar când am venit în politică, eu când le-am spus la ambii, și lui Filat și lui Plahotniuc, știți că zic, băi, zic, băi, că mal se v-ați spus, las, vin eu în politică și vă arăt eu vouă, și la unul și la altul. Dar ce vreau ei de la dumneavoastră că veneau atunci pe rând, și Urechean, și Filat, și Plahotniuc? Domnul Gonța, vă dați seama că dacă eram om de afaceri în Federația Rusă, atunci când ei veneau, deja 7-8 ani aveam locuit în Federația Rusă, ca om de afaceri, aveam mai multe relații, știți, în diferite domenii. Și dacă m-a sunat pe mine, iată, este, cred că domnul Redman poate să vă confirme, era cu prim-ministru Zinaida Griceană în Moscova încă în 2008, sau nu țin minte, era problema cu gazul. Deci nu prelungea Moldova Gaz contractul, Gazpromul cu Moldova Gaz și Griceană ca prim-ministru și Redman ca consilierul lui Voronin era în Moscova. Unii tot prin cineva m-au sunat din ambasadă, Redman și-a spus, господин Усатый, nu ne cunoșteam la moment, вот я хочу с вами встретиться, у нас такая проблема, может быть, вы нас проконсультируете. Что я говорю, да, кож він, домле Рейдман, штюк, сентез, консилер Луворонин, надика, înțelegeți, ну фачам, ну дивизам, ворбес нума ку Филат, ворь нума ку мне, что я говорю, орчини с адресала, мини ёжу там фикс аша кум, ам ажутат сути ми ди четатень, începând cu anul 2006-2007, când aveam primele posibilități financiare, nu eram doar nici în politică, nicăieri. Așa că, pur și simplu, a procedat, pur și simplu, înțelegeți că ei, că toate guvernele au furat, mai puțin, mai mult, practic, în toate statele din lume, cred că, da, să fim realiști. Dar potlogările care le fac el, Voronin azi e sfânt pe lângă dâșă, înțelegeți? Așa cum toți vorbeau despre Oleg Voronin și așa mai departe, asta e adevărul domnul Gonța. Și eu am spus lui Plahotniuc, zic, Vlad, nu mă băiat la cap. Ia că acum chiar vreau să vă pun o înregistrare. Am mai pus-o eu câteva când se va iardie. Chiar ca să discutăm cazul acum care tot mă leagă. Usată, mafia Sonsova, Carmalac, da? Cu cazul Carmalac, să fie clar. Ca să înțelegeți, Plahotniuc. Domnul Usată, e coincidență, dar trebuie să luăm iarăși publicitate. Eu nu fac intenționat, dar tocmai în momentul când trebuie să luăm. Și revenim în 30 câteva secunde. De acord? Ok. Publicitate, okay. Domnule. Și domnule, și revenim. Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnul Usatăi. Înainte de publicitate, discutați, spuneați ceva despre Plahotniuc, Carmalac, Sonsovska și alte... Da. Ca să fie clară istoria cu Carmalac. Cu Carmalac, într-adevăr, am pus și selfie, da, când tot am încercat mass media, în campania trecută, sunt membru grupării cu dânsul și așa mai departe. Ca să înțelegeți, dacă sincer, tot Plahotniuc m-a făcut... bun cunoscut cu Carmalac. Ca să înțelegeți, Plahotniuc în viață de mai multe ori s-a întâlnit la Moscova ca Carmalac decât eu, ca să vă fie clar. Toată povestea a început în prima alianță, când Urechean chipurile trebuie să înainteze candidatura la procuror general, dar Urechean, dacă e șoban din raionul Bricenia,
Odas jau bada prosti, kio data atunci un avans de vreo 400 de mii plahotniuk și cu asta, adică real era sub co candidatul lui plahotniuk. Urechean încerca să demonstreze că lui. Și atunci Platon și o parte din deputați nu vroia să voteze candidatura lui Zubco, că au înțeles că e jocul lui Plahotniuc. A Plahotniuc a venit la Moscova, la mine. Putem scoatem zborurile, îi scot pe amuș frontier atât din trările în Federația Rusă. Vine și îmi spune, mă, Renat, te rog frumos, hai să-l... hai că mergi tu cu mine la întâlnire cu Carmalac, să mai fie cineva. Zic, nu m-a băgat pe mine în istoria asta, ce vrei? Ca să-l rog pe Carmalac, să vorbească el cu Platon și încă cu alți trei sau patru deputați care blocau acest vot, da, al lui Zubco în Parlament. Că Urechean tot ok, dar ia ca ăștia să fac de cap și Urecheanul zic că nu-i poate influența și iată vreau eu. A mers cu Plahotniuc la Carmalac. A fost de 4, 5, 6 ore, dar sigur mai mult de 4 ore. Unii Plahotniuc îi promitea afacerea cu de la Giurgiulești. Nu vă dați seama câte promisiuni au făcut Plahotniuc. Eu spus că eu îți clasez dosarele, că eu înțeleg că ai fost persecutat politic de Lucinski și de Voronin. Eu ții tătă-ți fac tătă într-un ban grișa, că noi cu tine împreună, echipă. Așa, Carmalac îi spune, zice, хорошо, но я тебе не верю. Și Plahotniuc îi spune, я-ка усатый рămâне гарант la Москва. Dar eu atunci locuiem în Москва. Adică încă asta... Vă dați seama, merge vorba despre anul când, 2009 sau când s-a votat Zubco, 2010. Domn Gonța, adică eu îi spun, dar de ce eu garant? Deci că i-a păcătuit Renat Lăcăști în Moscova, tu nu retrăi, că eu tăt ați fac, eu doresc om de afaceri, om de cuvânt. Și într-adevăr, vă spun sincer, până la momentul ăla, chiar și odată în Unimedia am declarat într-un interviu, că eu nu cunosc cazuri când Plahotniuc a mințit pe cineva din mediul de afaceri, de la oameni din Rusia, Ucraina, România știu că om de cuvânt, da? Că mai mulți făceau cu dânsul afaceri încă și pe timpul lui Voronin, știți? Și nici eu n-am zis, păi, lasă-l să lămurească până la urmă. Și acum, el încearcă să demonstreze că Pântea a trimis dosarul, că el nu a știut nimic. Iată eu vă pun o mică înregistrare audio, care a avut loc, acum vă spun data, știți cum? Că eu mă gândim, zic, am ușa să facă nebunul și mă refer la Plahotniuc și pe urmă rămân eu cu Carmalac cu problemele în Moscova. Ia zic, am de să mai înregistrez ceva, că pe urmă să nu rămân eu. Laura, deci discuția a avut loc în data de... O secundă, vă rog. A avut loc... Astăzi, că nu e în calculatorul ăsta. Deci 24 februarie 2014. Adică acum, spunem, 2 ani, da? Asta când dosarele lui Carmalac erau în Moscova și Plahotniuc tot bine știa și amul face pântea. Iată, după înregistrarea asta, să vă fie clar mai mult și la toți telespectatorii. Și ca să fie clar, cineva mi-a spus, chiar că usat, e publică, discuții private. Oameni buni, eu am făcut unele chestii pentru securitatea mea. Adică, și nu avem să-i public niciodată, nici cu arde fondul, nici... Înțelegeți? Dacă sunt acuzat de mai multe crime inclusiv, care n-am avut loc, nu au avut loc, nu au avut parte în viața mea și au făcut el să-mi bage mie, Plahotniuc nu supere, dar trebuie să răspund. Asta. Iată, fiți atenți. Nu facem nimic să mai facem. Acum,
E clar, da? Adică Plahotniuc spune clar că el spune lui Grișa că dosarele lui înapoi niciodată n-a să-l întoarcă. A mai avut noi pe unul recean care cu capul de asfalt, ea ca și Plahotniuc la noi tot e mare rămbădeam, că eu pe pânte cu capul de asfalt, eu să nu-i pălesc generalul, el vorbește despre generalul Astasare Medere, așa spunea lui Gurin, procurorul general, că s-a făcut pe timpul lui, adică când Gurin era procuror, da, pânte era adjunct. Și Plahotniuc tot acolo știe, înțelegeți? Adică și astăzi pântea e divină, usatăi, Platon. Iată, domnul Gonță, unii clar Plahotniuc cu gura lui pronunță că noi tășem ca motani, ați facem tot, să nu explodeze și așa mai departe. Și acum, ia ca încă o dovadă că Plahotniuc astăzi, dacă o inventa dosarul ăsta, o plecat dosarele lui Carmalac la Moscova, el trebuie să stai lângă pântea ca complice, da? După discuția asta, că e foarte clar. Înțelegeți? Și Ion Țurcan, merge vorba despre Țurcan de la Fulger, că Țurcan, că au apărut niște materiale în mass media care, apropo, în mod foarte straniu, au dispărut acum câțiva ani în urmă, în mass media, ziarul de gardă, sau nu țin cine a scris că dosarele lui Carmalac sunt în Moscova, pot să vă spun cum au ajuns, că atunci aș ideea și Filea, tășec, Filea, știți cum ei făceau competiții. Cine să fie mai bun prieten Carmalac? Filat cu Plahotniuc. Filat printr-o parte o suna pe Carmalac, Plahotniuc pe din altă parte și pe urmă când au plecat dosarele, au făcut așa spartici pe și Filat, ca și cum, da? Procuratura de la Chișinău dosarele le-a dat la Ministerul Afacerilor Externe. Ambasada Afacerilor a transmis în Moscova ambasador Andrei Galbur, actualul ministru de externe, și Galbur în cutii și în bani le-a dus la procuratură, la ruși le-a depus. Adică înțelegeți cum a fost? Și acum ei nu știu ce să-l acuze pe Plahotniuc trebuie să stăie. Dacă e adevărat această, dacă e autentică această discuție care ați prezentat-o. Domnul Satăt, eu înțeleg că dumneavoastră ați fost totuși prieteni, dacă pot să spun prieteni, relații foarte bune cu domnul Vladimir Plahotniuc, dacă el își permitea să vorbească astfel cu dumneavoastră la telefon, el da. Știind, poate fi și înregistrat. Corect. Domnul Gonță, eu am spus de mai multe ori că Plahotniuc, și acum în emisiune m-a spus, el vinea la mine la zilele de naștere, la Moscova, da? Eu mă refer la ultimii ani, eu nu mă refer la anii ăia. Eu mă refer la ultimii ani. Domnul, eu am avut, de când m-am implicat în politică și am spus clar că, dacă să fim sinceri până la urmă, domn Gonță, când eu am început, acum vă spun ce era, era ziua de naștere lui Natalia Politova, mi se pare că 50 de ani, la restaurantul Mipiace, la Botanica, da? Unde Plahotniuc s-a apropiat, eram și eu invitat la eveniment, erau mai mulți oameni, unii Plahotniuc s-au apropiat de mine și au spus, zic, băi, tu și chiar te bagi în politică? Eu zic, da, mă, bă. Zic, hai pornim 50 la 50 proiectul. Eu zic, asta cum? Zic, a să-ți dau și eu niște bani, împreună să facem... Unul de o să fie pe listă, unul de mine, zic, băi, Vlad, termină cu combinațiile astea. Eu zic, tu duci propunii la zi pe care le-ai mai propus tu, că eu, slava Domnului, nu mor de feamă și tu dacă să... Adică, într-adevăr, am avut relații bune cu dânsuși. Dar înțelegeți că una e usatul om de afaceri, Plahotniuc om de afaceri. Eu nu m-am ocupat. Chiar îl cunoșteam bine pe Filat, eram consilier. Îl știam Plahotniuc. Eu nu făceam cu ei contrabandă de țigări, de spir, privatizări. Bă, astăzi, uite, câte investigații. Adică tot Plahotniuc încearcă să-mi bagă pe gât Universal Bank și pe Gorbunțov, da? Ceea ce a făcut el, într-adevăr. Dar altceva, domnul Gonță, toți oamenii de afaceri în Republica Moldova vorbesc între ei. Și orice om de afaceri poate să vă confirme. Cu sate niciodată nu s-a ocupat cu business administrativ. Începând cu Cabela, ea este exportul, mi se propunea să am monopol în Federația Rusă. Băi, nu m-a băgat, eu pentru banii voștri pe urmă să mă vorbească, țara n-am nevoie. Eu am banii care îi câștig în Federația Rusă, zburam cu avioane private din banii mei, știți cum, adică... Domnul Sate, când s-a încheiat prietenia? Ce s-a întâmplat încât prietenia dumneavoastră, dacă putem să o numim așa, dacă domnul Plahotniuc v-a spus hai 50 la 50, asta se numește prietenie, s-a încheiat. Cine a intervenit și de ce? Eu am început să-l atac foarte dur pe Filat, da? când am încercat prima dată să înregistrez partidul, era februarie-martie 2014, da?
Cam așa. Da, atacurile contra domnului Filat erau o mană cerească pentru domnul Vladimir Plahotniuc. Nu, păi eu i-am spus clar lui ăsta. Deci Filat m-a acuzat, încerca să-mi... Adică, cum m-a acuzat? Adică încerca să-mi creeze mai multe probleme, știți? Să nu registreze partidul. Adică Plahotniuc și de la o parte și nu se băga, știți? Și la mine tactica era următoare, vă spun sincer. Dați-mă clarificul 1. Și pe urmă mă apuc de Dolec. Dacă mă apuc de Tăța, știți cum, și așa i-am făcut prieteni până la urmă. Și Filat, Plahotniuc, Voronezh, Gimp, Tăț și Deu, zic, oi, cum scăpăm de nebunul de la Fălești? Că ăsta a snit de conspire pe toți, înțelegeți? Până la un moment dat, la mine vine informația că încearcă să se fabrice niște dosare. Știți, unii Filat nu putea să o fac fără procurorii lui Plahotniuc. Cum ar fi falsificarea semnăturilor pentru crearea unui partid, nu știu. Și eu sunt Plahotniuc și zic, te-ai pălit la cap să vezi să trochezi cu niște aghiazmă, poate, zic, unde te bași tu, zic, nene, zic, Filat, că are frică, nu vrea și nu-mi dă posibilitate să-mi înregistrez un partid, și Plahotniuc a început, băi, că Ministerul Justiției, Efrim, el, Filat, Renat, eu n-am treabă, eu zic, bun, dar deja procurorii tăi încep să-mi inventeze dosare. Eu zic, cum îmi inventez primul dosar? Cum eu obțin niște acte? Zic, eu nu mă bag ce a fost pe timpul lui Voronin, da? Nu că într-adevăr. Zic, dar de când tu ești în politică în aleasă? Orice probă, că tu ai participat într-o crimă sau alta în Republica Moldova, și ai trăsnit împreună cu Filat. El a încercat de să fac o alianță cu mine, ca hai noi să mergem cu tine împreună, mai să nu-mi dă mie tezele, știți, cu ce să-l atac, cu ce să-l atac, zic, băi, ascult, n-ați fiu eu polițian de mână, rucinoi, da, cum spune în rusă, la nimeni, dacă fiile ați răspunde pentru lui, tu ați răspui pentru atele. Și plus, Plahotniuc, să fim, eu am spus-o sincer, că da, Filat în 2014, când a fost scus din alegeri, da, polițiștii lui Filat, că atunci Maiu era la el, au fabricat mai multe dosare în... pe bază la care am fost scoasă, dar au lucrat și procurorii și judecătorii lui Plahotniuc. Nu putem noi atunci spune că Filat controla procurorii și judecătorii. Nu este serios, înțelegi? Adică era Plahotniuc. Și am zis că e termen pe amândoi. Ce faci Plahotniuc? Plahotniuc, eu dacă țineți minte am plecat în Federația Rusă, Plahotniuc bucuros cu Filat cu sat că nu se mai întoarce în Republica Moldova și l-am prins eu într-o capcană despre care ați discutăm altă dată, pe un subiect foarte interesant și vă asigur că important, că Plahotniuc era obligat să închidă gura, ca eu să mă întorc pe 6 mai în Republica Moldova, să nu fiu reținut. Adică eu l-am prins într-o capcană, că altfel eu nu puteam să mă întorc pe 6 mai în Moldova, să particip în alegerile locale, că tot procurorii erau lui Plahotniuc, Cavcaliuc lucra pentru Filat, dar deja în mai 2006 Cavcaliuc era de bicală, știți, adică jumate roșcat de lui Filat, jumate roșcat de lui Plahotniuc și ei n-aveau ce să facă. Și eu vă asigur că dacă eu nu-l impuneam, domnul Gonță, dar eu n-am avut altă variantă, adică că, băi, Plahotniuc, eu aș particip în alegeri, mai scos tu, între mute intermediari, eu fost neobosit Iaralov de vreo două ori, că asta tot Filat cu americanii au făcut, că Vlad ni pricium, că Jidanu știți cum e șmecher, că Jidanu și pe Filată la măje până în ultima zi, tot Plahotniuc îl trimite la Filat în fiecare zi și îi spune că nicomu ne verte, mă sadim, eta speculație. Adică el lucra la dâns, avea și funcții pe lângă cei cu organiza mai mult crime economice, era și un fel de ins, știți, care vinea, adică el cum l-a ținut pe Platon până în ultima zi, ca Platon să facă nică mișcări, cum l-a ținut pe Filat, așa o încerca și pe mine, numai că Iaralov știe foarte bine și Iaralov, pot vă spun, de azi niciodată n-a să-l trădeze pe Plahotniuc, că într-adevăr s-a scris în presă că Iaralov a organizat un umor, da? Și pentru asta Iaralov știe cine și cum l-a dus prin port bagaj prin Federația Rusă, asta când Voronin era președinte. Și Plahotniuc atunci, într-adevăr, s-a implicat, a clasat dosarul, i-a permis lui Iaralov din Statele Unite deja să întoarcă în Republica Moldova și asta azi, adică dacă deschide gura contra lui Plahotniuc,
Eu, nostru amir dacă era la vas fi lichidat, inclusiv fizic, că era la vă participat, vă asigur eu, în toate schemele de pe timpul lui Voronin, adică el a avut acces la conturile inclusiv personale, care sunt multe bănci din Elveția, din Austria, da? Eu vorbesc acum despre banii lui Vladimir Nicolaevici, care el spune că banii lui Plahotniuc și mulți alți policieni. Deci Ialov era managerul, că vă dați seama dacă apar banii la vreun polician în Europa, nu contează nici bancă, e scandal, da, în Moldova. Și asta. Domnul Sate, ceea ce spuneți dumneavoastră, asta e și din comun, dacă e adevărat. Nu stați, dar eu mai probez, lăsați, domnul Gonță, eu, ascultați, eu de atâta și nu i-am permis să fiu reținut, că să nu merg eu pe urmă pe hol. Înțelegeți? Eu, în primul rând, n-am fuzit că am știut despre dosarul lor la Chișinău. Eu, perioada asta care ei mă acuză că am fuzit din țară, eu, dacă de 6 octombrie eram în România și colaboram cu organele de drept, care fuzit? Adică, dar pe urmă mă gândeam, zic, fac toate probele care le-am publice și mă întorc în Moldova. Dar am înțeles că pot fi terminat, inclusiv fizic, în pușcării din Chișinău, dar să merg pe hol cu merge Filat, Platon și să strig pentru presă câte o propoziție. Du, iată, eu stau în fața dumneavoastră, scot interceptări, colaborez cu organele de drept din România, sper să am un contact de grabă cu cele din Marea Britanie. Vedem cetățeanul Plahotniuc ca cetățeană Federației Rusă, am o și ridic tot, dacă ce machinații au făcut pentru ce ar putea fi pornit cauze penale în Federația Rusă. Da, dar cu probe, nu așa cum desenează Plahotniuc. Eu am cu ce mă ocupa. Eu v-am spus că scopul meu să nu devin ajung într-o funcție ori alta. Plahotniuc și așa, toată lumea se vede cum s-a bătut joc de mine. În 2014, cu alegerile prezidențiale, toată lumea înțelege că eram eu cu 40% și în spatele meu stătea Dudon cu 20%. Înțelegeți? Totul a făcut muhlioși de-a lui ca să nu pot participa. Pentru mine e important țara scăpi de acest individ de interlop și eu asta o fac. Și să rămân în istoria Republicii Moldova ca omul care l-a distrus regimul lui Plahotniuc. Dar pe urmă lasă-i să conducă. Domnul Sate, dumneavoastră știți foarte bine că și Platon este un bărbat deștept. Și el când domnul Viorel Morare a anunțat că Chișinău intentează dosar și când îl anunță în căutare, Platon era bine mersi în Odessa sau în Kiev, era? Așa. Domnul... Și seara, pac, și noi. Asta nu credeți că acum să vă bată la ușă cineva și... Domnul Goanță, iată acum vă spun eu să fie clar, da? Diferența între mine și între Platon și deși am spus public, că если Плахотнюк проглотил Филата, Платона, поставил на колени Шора, то мной он подавится și imediat va demonstrez. Ieri în cadrul conferinței de presă am vorbit că unul din site-urile lui Плахотнюк, care îl deservesc, spunem, da? Nu, cum ar fi Moldova 24, al lui Gabriel Călin, Gabriel Călin a publicat un articol luni, încă nu era mandatul de arest pe numele meu. Cursache a plecat avocatul lui Sate în Minsk să scrie o plângere la Procuratura Generală pe unele persoane din serviciile speciale din Republica Moldova care trebuiau să-l răpească pe Sate săptămâna trecută. Acum vă dau și probe, ca să înțelegeți diferența între mine și Platon. Există un fost adjunct de-al lui Cavcaliu, când era la misiuni speciale, care îi spune Guivan Vitalie, unul din cei mai ascunși conducători din Maiu, din Republica Moldova, care lunea trecută, încă cu câțiva colaboratori, având o acoperire, a luat și copilul din Moldova, că a venit la expoziție și să-i arăte fiul lui Moscova, a venit să conducă cu un grup de criminali, altfel nu pot să spun, care deja de o săptămână s-a aflat în Federația Rusă și era pusă la cale răpirea mea, că a fost scos în port bagaj de la mine de acasă în Moscova să mă duc în Belorusia, că Rusia, ei mergeau pe varianta că rușii nu își extradează cetățenii. Și nu le-a mers, o simțit și o simțit, dar și eu, vă asigur eu că n-am dormit o săptămână, dar dacă îi arestam pe toți, vă dați seama ce le facem lor, domnul Gonță, că dacă au ajuns ei să fure un cetățean a Federației Rusă, nu vorbim acum despre Moldova, da? Să mă scoate ilegal în port bagaj în Belorusia, că Cavcaliuc în Belorusia atât o aranjat, ca mai departe din Belorusia deja să fiu extradat oficial, că este un acord semnat între Belorusia și ei, Călin să laudă pe luni, încă o dată menționez, că încă nu era mandatul de arest, că a avut luni la 7 seara, că iată, Usatul, a aflat
că serviciile speciale din Moldova trebuie să-l fure și să-l scoată în Belarusia. Și a trimis-o pe Ursache să scrie cerere la Procuratura Generală ca să fie reținut acești colaboratori a poliției care ilegal trebuie să mă fure din Federația Rusă. Despre ce vorbim noi? Iată vă demonstrez. Și acum vreau să-l aud pe Guivan, care se ocupă de USAT din 2014, de când era că-i omul lui Cavcaliuc, și poate reprezentanța mass media să-l întrebe. Și-o catat o săptămână, o stat la Moscova, Guivan, de lunea trecută, și-o plecat de aici duminică, acum, da? Cu zi înainte de a fi mandatul de arest. Nu știu, scuze, de ce vă căutau ca să vă rătească? Ei nu mă cătau, ei au organizat, ca să înțelegeți, în dosarul meu la Chișinău, vă mai arăt ceva ca să înțelegeți cum lucrează USAT-ul, da, în comparație cu vagabonzul lui Plahotniuc. Vă dați seama, iată, uitați-vă ce vă arăt eu. Stați să închid, să nu vadă de unde a venit informația. Informația din dosarul penal al meu la Chișinău, da? Unde, ca probă că au vrut să mă fure din casă și pregăteau. Stați. O secundă, vă rog. Ca să înțelegeți ce se ocupă polițiștii care chipurile vin în deplasări oficiale în Federația Rusă, stați puțin, vă rog. Încă o secundă. Uitați-vă atent. Ce se ocupă flăcăii noștri de la Chișinău. În dosarul meu penal, uitați-vă, există așa un plan. Stați cum? Trebuie să-l... Vedeți că mi-a venit ideea expromt și n-am scos-o, știți, să pregătesc la tipar. Dar sper să vadă cât ceva. Deci, știți ce e pe imaginea asta, domnule Gonță? Habar nu. Vă spun eu. Și cam ce ar trebui să caute planul ăsta în dosarul penal al USAT-ului la Chișinău, da? Deci e planul casei mele din Federația Rusă, inclusiv cum s-a ambasat intrările în casă, mobila în dormitoare, adică asta e din operațiunea materialului de răpire a mea, ca să mă furie și să mă scoată din Federația Rusă până trecut. Acum vă dați seama că vreau să-i transmit lui Cavcaliuc, lui acest Guivan, șeful direcției analiză, cum este el acolo, care răspunde de agentura MAI-ului, da? Adică agentura este, există agentură plătită de bani, da? Există așa ceva în orice stat. Și dacă au ajuns ei să bage la mine în casă la Moscova, să facă planul care pot să vă spun, sincer, coincide 90% într-adevăr cum sunt la mine amplasate. Întrările sunt toate 100% corect desenate. Dormitorul semnat unde, în care dorm eu într-adevăr, înțelegeți? Asta cum se numește, domnul Gonță? Vreau să-i spun lui Plăcăsniuc și inclusiv pentru asta să răspundă el, știți, interlopii ăștia de polițiști, că nu-i mai pot numi polițiști care se ocupă cu așa ceva. Înțelegeți? Și Guivan și implic copilul. Știți că ei au venit cu rute diferite în Federația Rusă. Guivan ca șef a venit în ruta de dimineață cu Air Moldova. Ceilalți din spate care răspundeau de lucru tehnic, da? Adică au venit cu alte rute peste două ori, adică chipurile au venit separat. Eu nu dorm, da, dorm două, trei ori pe zi, dar și pentru asta să răspund. Vă dați seama? Ce frică trebuie să aibă Plahotniuc de USAT, îți vorbim real. Că nu mi-a permis să candidez la președinte, a făcut falsificat istoria cu Năstascu, cu Tănascu, vârsta e clar. Că nu i-a mers cu serviciile din Ucraina, sunt și discuțiile alea pe internet, unde, țineți minte, cu Balan, cu Timoftic, în chipurile Saakashvili, ministrul din interne, hai să luăm pe USAT, moldovenii au pus botul, hai. Cum au încercat de câteva ori să aterizeze Air Moldova. Dar cu ei pot să-și permită ca aeroportul Chișinău să refuze aterizarea în Chișinău din cauza motivelor tehnice, să aterizeze avionul în Odessa și USAT-ul pe urmă rămâne pe 18 ani. Am pe aceeași schemă merg cu Andrei Năstase. Năstase a fost citat, Andrei. Acum da, tot de vagabonzi ăștia de buznarea lui Plahotniuc, care îl are el împreună deja din cauza fașilor lui cu Poroșenca, merge cu Năstase în Ucraina, ca Plahotniuc să demonstreze. Uitați-vă ce am eu cu procurorii și polițiștii din Ucraina, da? Ial, stat, au președinte. Domnul Sate, noi trebuie să luăm 30 secunde de publicitate, după care venim și discutăm concluzionând emisiunea de astăzi cu prezidențialele. Dacă nu, scuzați că v-am întrebat așa de brusc, dar revenim, ok? Doamne și domnule, okay. Publicitate.
Noi am revenit, doamnelor și domnilor, domnule Usate, ca să concluzionăm subiectul pentru ziua de astăzi, să concluzionăm ce ține de problemele mari care le vezi dumneavoastră. Dumneavoastră, sunteți sigur că nu există posibilități ca rușii să vă dea pe mâna autorităților de la Chișinău? Oficial nu există, deoarece sunt cetățean al Federației Ruse și Rusia nu își extradează cetățenii, dar v-am spus că nu vreau să fie asta motivul ca să nu fie extradat. Eu îți demonstrez că sunt dosare politice, plus ceea ce am spus ieri în conferința de presă, că sunt mai multe mandate de arest pe oamenii mei ca să distrugă partidul, să sperie oamenii. Vă dați seama dacă ieri m-a uitat un prost, dădea interviu, cum poza mea o plasau că sunt căutat de poliție, dacă cineva mă vede, le-am spus unui mă aflu, pentru ce cercul ăsta? Pentru ce ieri l-a reținut pe Serghei Pcela, cel care luptă cu mafia lui Plahotniuc în Bălți, care îi plătește protecția lui Plahotniuc, cei care au făcut curățenie în oraș, da? Deci furau prin excrocherii banii din bugetul local, eu am economisit circa 16-20 de milioane de lei și Pcela cu puterile noastre, cu tehnica noastră curăță orașul, am făcut economii de 20 de milioane de lei, care mergeau la bandiță aia lui Plahotniuc și la el în buzunar. Înțelegeți? Asta e normal. Ieri omul a fost arestat că pentru a dat foc la frunză pe teritoriul întreprinderii municipale și au venit ieri la ulat și dăunează... Au poluat aerul. Da, aerul. Înțelegeți? Plahotniuc strică aerul la tot țara, înțelegeți? Și dimineața și noaptea și noi îl suportăm. Dar aici frunzele s-au prins, care tot polițiștii i-au dat foc. Să uite oamenii mesajul lui Adiva, al lui Serghei Pcela, cu 24 de ore înainte de a fi reținut. Unii el spune clar, l-a chemat comisarul cu adjunctul, îl impunea să meargă la Jizdan, îi dădeau funcția de adjunct în poliție. Uitați-vă acest video, este la mine pagina Facebook. Și a zis că mergi, îți dă adjunct de poliție pe Moldova, dar trebuie să ieși de clar cu Sate, e un bandit, și tu părăsești primăria municipiului Bălți, că nu vrei să ai de-a face. Sergiu spune, zici, băi, sunt ofițer, am toate medalele pentru omoruri. El a fost conducător la așa numit secția a 6, creată de generalul Alexei pe tot nordul Moldovei. Eu pe cel al cunosc de când eram student, înțelegeți? Și el a spus că eu n-a să merg să-l ponegresc pe Usate, partidul și nu dați în pace. Dar adjunctul comisarului din Bălți care a ținut, ca să știți, e fostul, actualul vicecomisar, e fostul subalter de-a lui Pcela, finul necunoscutul Valentin Zubic, omul lui Plahotniuc, pentru care Pcela l-a reținut și l-a fugărit din serviciu pentru contrabandă. Și omul ăsta acum de Zubic e pus vicecomisar în Bălți, că se ocupe de Usate, de primărie. În ce țară noi trăim? Și voi spuneți, de ce eu nu colaborez cu organele de drept? Lasă vii păcătoși și sunt ei. Să vii aici. Iacă după discuția asta lui Plahotniuc, ei s-au autosesizat, au pornit cauza penală în baza prostiilor declarației de Gorbunțov. Iată aici Plahotniuc cu vocea lui spune ce a făcut el. Ei mă interesează să autosesizeze și să-l aresteze Plahotniuc dacă îi aresează pe toți. E logic, domnul Gonța, nu? Domnul Sără, deci noi ne vedem în martie 2017? Nu, am zis că și alt târziu, pe 8 martie 2017, de ziua internațională a femeilor, trebuie să-l băgăm. Dar nu înseamnă că trebuie să răbdăm regimul până martie 2017. Regimul trebuie să fie distrus amor și după alegeri trebuie să începem. Iată vin alegerile. În câteva secunde. Nu asta e răsecticat, dar tot ce au trecut 24 de ceasuri și poate s-a analizat și s-a aflat ceva informații. Marian Lupu s-a retras în favoarea Maia Sandu. Ce a fost asta în opinia dumneavoastră? Plahotniuc a fost impuș de ani. Tot el, cei care fac poză cu ei, l-au impus să facă acest lucru. Dar și lui Plahotniuc e convenabil. Că Plahotniuc ieri așa cum a încercat el să glumească. Eu îl cunosc după față. Știți că Plahotniuc, într-adevăr, e om care o face din tot sufletul, da? Și când o face de atâta că iar de fundul, da? Cum ca înregistrare ce. Apoi aici, la ieri, eu ieri pe față îi vedem că iar de fundul. Scenariul lui Plahotniuc, pentru care el și mi-a propus, când am vorbit la dumneavoastră în studio, $1.500.000, ca să întâmple ceva în Moldova, din cauza la ce o să iasă în stradă și cei din dreapta și cei din stânga toți. Dar asta doar lupul în turul 2, într-adevăr, e și eutăț. Platforma da lui Maia Sandu, partidul nostru și mulți alții aveau să iasă la proteste, dacă e și lupul în turul 2 și mai ales devenea președinte. Deci americanii nu i-au permis lui Plahotniuc să facă jocul lui,
Americanii au nevoie de o persoană curată, un pahotiuc. Și dacă ajunge Maia Sandu președinte, apă americanii de-am nu așa să aibă nevoie de plăhătniuc, ca și cum a crescut cineva în loc, dar care cel puțin nu e implicat în crimele în care este implicat plăhătniuc. Dacă mai e acolo, da, sunt vorbit. Adică plăhătniuc o susține pe Maia Sandu pentru că... Cu fost impus. El n-avea să meargă la asta. Vă asigur eu, ieri pe față îl vedem cum el încerca să zâmbească, dar era fals, domnul Gonță. Vă spun asta, eu vă spun omul care îl cunoaște peste 10 ani. Dar Iurie Leancă, de ce a spus astăzi că nu cedează în fața Maia Sandu? În opinia dumneavoastră. Aici este deja vreo sarcină de la Plăhotniu care aflăm ce ar trebui să fie. Vă spun eu că Leancă nu face nimic fără Plăhotniu, că asta a fost demonstrat când Leancă a respins recomandarea europenilor ca să-și scoată candidatura în favoarea lui Maia Sandu. Și nu-l ține degeaba Plăhotniu pe Leancă separat, da? Ei încearcă să demonstrează că n-au nici unul cu altul, dar Iura e Iurașca, știi, la Nobel, la Dăș. Adică... Domnul Sărbă, da, spune. Adică acum s-a început un variant de rezervă a lui Plăhotniu, care lui Plăhotniu nu prea i-a trebuit. Dar oricum acum, înțelegeți, el, da, prin ieșirea lui, el a pătat-o pe Maia Sandu. Asta e clar. Asta știți cum să iasă mâine... Bin Laden și spui votați-l pe Marian Lup, știi? Fix așa, a făcut-o Plăhotniuc. Nu, votați-l pe Donald Trump sau Hillary Clinton. Cum? Dacă ar fi viu Bin Laden și să iasă să spună despre Donald Trump sau Hillary Clinton. Oare ea ca hoțul în lege micu, care tot Plăhotniuc l-a eliberat și l-a lăsat, vă asigur eu, nu l-a reținut și s-a află acum în Germania hoț în lege care implicat în mai multe omoră și iese micul și spune votați pe Marian Lupu. Știți cum îl omoară? Adică cineva foarte drept ieri din expert a spus că tot și pune mâna Plăhotniuc de vizionare. Asta am trecut și eu, domnul Gonță, când un an de zile cu Orman Lupu, Candu vorbeau prin tot țara. Usat e proiectul secret a nostru. De ce? Să înceapă vorbi prin țară că orice polițian care e vopsit în culoarea lui Plăhotniuc, el devine cadavru politic într-un timp foarte scurt. Dar Dumneavoastră, domnule Usatu, vreți pe Maia Sandu președinte de țară? Sau v-ar deranja dacă Maia Sandu ajunge șeful statului? Dacă Maia Sandu n-ar fi fost proiectul oficial a Institutului NDI, National Democratic Institute, care e de recomandări zilnic, adică și spui, și vorbească, unii se duc, unii nu se ducă, intermediar la acest institut este Dorin Recean, cel care aleargă secret între Maia Sandu și NDI. Dacă n-ar fi fost asta, că mai știți cum e mărânțică, dar astea mici toate sunt rele, știți cum? Așa, asta adică l-ar mușca pe Plăhotniuc, dar eu nu o să accept ca Maia Sandu să fie președinte, că americanii mâini pe mâine să-i spui, băi, lasă-l în pace pe Plăhotniuc, noi mai avem nevoie de un an de zile ca el să mai curiță Moldova de usatii, de altcineva, adică că el pe americani dorește să pare tot cu asta. Doamna Sata, eu am un respect deosebit față de toți oamenii care mă înconjoară și văd. Iată, eu pe mulți din partidul dumneavoastră îi văd pe la emisiuni și personal am întâlnit pe stradă. Eu îmi dau seama cât muncesc cu oamenii ăștia. Eu îmi dau seama că dumneavoastră vă dați seama asta. Doamna Sata, totuși, de ce dumneavoastră, tot respectul față de domnul Ciubașencu, un zilist desăvârșit. De ce totuși dumneavoastră nu-l vreți pe Igor Dodon președinte din primul tur? Pentru că dacă l-ați retrage pe domnul Ciubașencu, Igor Dodon probabil ar câștiga din primul tur. Nu, ascultați, asta sondajele este disenatic, mai în ajung 2-3%. Ia că dacă n-ați fi scos Ciubașencu din curs azi mâine, da? Au rămas câteva zile, da? O zi, mâine vineri, ultima zi. Apa, vedeți câte voturi să iei partidul nostru. Să nu mai fie speculațiile astea și sondajele desenate. Știți că pe urmă să iasă cineva, să spui că Usatu mai adăuga 3%, știi cum a fost în 2014. De asta eu merg separat. Am sute de mii de susținători care nu sunt. Eu doar știu ce discută oamenii în teritoriu. Da? Oamenii în Chișinău zic, băi, nu vă apucați să folosiți prostia asta, că am avut și noi întrebări la dânsul, înțelegeți? Păi îl mai suspectați de faptul că e omul Plăhotniuc sau nu îl mai suspectați? Pentru că aici e problema. Stați puțin. Eu niciodată nu mi-au cuvintele înapoi și eu dacă declar ceva știu și vorbesc. Astăzi e important că
Haide să ajungem la turul 2 și eu să vă explic multe mai multe lucruri. Știți, ține de acuzațiile mele precedente, că e omul Plahotniuc, da, eu doar nu-mi schimb, știi, că una îmi spun una, alta îmi spun alta, și noi azi discutăm subiectele astea, dar acum, să fie clar, că noi mergem cu Dumitru Ciubașencu. Noi avem o susținere extraordinar de mare. Eu doar văd câți oameni vin la întâlniri în teritoriu. Cum se repartizează mass-media asta, care nu stă aruncată la gunoi ca cea lui Marian Lupu și alte partide. Știți? Adică suntem un partid foarte mare. Avem cei mai mulți primari în oraș, practic în jumătate de orașe din țară. Și astăzi am văzut apelul. Mi-a dat cineva stenogramă, apelul lui Dodon, că da. El face apel la membrii partidului nostru să-l susțin pe dânsul. Știți cum? Cam, e un gest foarte urât, voi spun eu, ce s-a făcut. Eu n-a să răspund tot cu gest, fiecare cu oamenii lui. Dar eu trebuie să fiu, să nu trădesc cetățenii, susținătorii care ne susțin pe noi. Eu trebuie să merg la urmă cu partidul nostru și pe urmă vedem. Dar eu vă spun că poate să primească, vă spun eu câtăți care vorbesc Maia Sandu Dodon în turul 2, cam, da, din cauza că Lupu s-a retras. Poate să fie unele șmecherii, dar poate se întâmplă foarte multe zile astea. Mai ales că Plahotniuc, el nu joacă doar șah, el joacă șah, dar el joacă în rusă. Он наперсточник, он профессиональный шулер и обманщик, понимаете, он лжец. То есть наперсточник это тот, который при помощи мошенничества забирал у людей деньги. А как это фасит Плахотнюк, но Плахотнюк и наперсточник политический. Și economicii ca atare tot, numai că el de-am fură cu lopata, nu fură cu... A. Pentru că mi-a s-a făcut greșeala că la Moscova, la întâlnirea cu cetățenii moldoveni, deja ați spus că în turul 2 o susțineți pe Dodon. Da, și atunci oamenii dumneavoastră întreabă, dar ce să facem dacă de pe acum ne spune? Mi s-a spus o întrebare clară, nu ce fac în turul 2. În turul 2 eu trebuie să fac așa ca să-l susțin tot pe Ciubașencu în turul 2. Dar omul mi-a dat o întrebare concretă. Spuneți-vă rog, dacă ajunge Maia Sandu cu Dodon, dar nu a fost, spuneți ceva despre turul 2, da? Și Maia, de-a-mi, americanilor e clar care eu nu iubesc pe dâns și pe mine, dar adică acum pe urmă pot să cer din Maia, da? Da, din Dodon o să cerim și o să cerim dur dacă să ajungem la asta. Dar eu vă spun, eu acum fac tot posibil și fac un apel către toți cetățenii, ca ei să voteze pe cel adică care zbate joc regimul 2 ani, dar nu cei care îmblă... chitiți și lichiți în fiecare zi care îi văd la televizor. Cu oamenii știu cine este adevăratul luptător în Moldova și Plahotniucul represiunile este au demonstrat lucrul ăsta că cel mai mult are frică de Renatu Sate. Da, după asta are frică de Andrei Năstas. Tot am recunoscut-o public de mai multe ori. Și Plahotniuc, țineți minte ce am spus în studio la dumneavoastră. Eu până în toamnă îl distrug pe Năstase mediatic ca el să nu poată candida. Și asta a avut loc, domnul Gonță. Înțelegeți? A avut loc, a? E adevărat, e adevărat. Da. Și eu o zis că dacă nu se înțelege cu mine, mă distruge pe mine. Unii tot, Plahotniuc a demonstrat că se ne decu. Că într-adevăr au încercat să mă distrugă. Numai că nu le-a mers combinația cu răpirea, a sfii trași tăți la răspundere penală. Tăți astea e pușcăria plină. Eu o să-i le dau lor și barsetcă, domnule Gonța, o să stăie și asta, drept că o să le creez condiții. Nu o să le pun pedofili în cameră, cum i-au făcut lui Filat. O să stăie, las stăie singurul cu dânși, poate ori crea familie între dânși. Domnul Sat, deja e miezul nopții, noi trebuie să o încheiem. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru acest interviu tare de tot, care va avea, normal, ar trebui să aibă efecte foarte serioase. Dar vom vedea ce vor face deja mâine dimineață băieții de la guvernare. Eu vă doresc mult succes, domnule Usate, și multă putere, când dau seama că aveți nevoie și de răbdare. Vă mulțumesc că vreau să transmit unicul mesaj tuturor cetățenilor. Nu aveți frică. Trebuie să aveți încredere în propria forță, în propria voință și votați așa cum vă spune inima. Și să aveți o inimă cât mai bună și cât mai curată. Vă iubesc, vă mulțumesc. Luptăm cu Plahotniuc și eu jur că eu termin pe acest criminal. Eu vă mulțumesc încă o dată, să aveți o noapte cât mai calmă, domnule Sate. Domnilor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea Patra. Să trăiți frumos și bine. Oricâte informații șocante veți auzi
și auziți în fiecare zi în țara noastră.